Medicii încearcă să salveze o viață. Viața unei femei care, într-un moment de slăbiciune, a comis un act nesăbuit. Câte eforturi, câți bani cheltuiți, din păcate nu odată în zadar. Știm cu toții că actul întreruperii sarcinii este interzis prin lege. Dar cine sunt cei care sfidează legea și își permit în spatele ei să agonisească valori, deseori punând în cumpăna schimbului însăși viața oamenilor? Inginerul, rețineți, inginerul Ionescu Pascal, care împreună cu două surori medicale a întrerupt peste 50 de sarcini. Doctorul Dincă Gheorghe de la spitalul Polizu, pe care aparatul de filmat îl deranjează vădit, surprins totuși într-un stop cadru fotografic. Doctorița Luțescu Ofelia de la spitalul Brâncovenesc, coautoare la acest tablou din care v-am prezentat doar câteva imagini, prin valoarea lor de document mai mult decât condamnabile. Desigur, legea își va spune cu hotărâre cuvântul în numele vieții și al bucuriei de a crește oameni.